De ce depinde PNRR de reforma pensiilor speciale? Nu depinde doar de reforma pensiilor speciale, depinde de toate reformele care sunt cuprinse în el. Unele sunt mai greu de implementat din punct de vedere politic, cu costuri electorale, altele mai puțin greu de, mai ușor de implementat. Însă toate, la un anumit moment dat, toate sunt contabilizate până la urmă în același fel. Am putea spune că unele sunt mai importante sau altele sunt mai puțin importante la momentul la care sunt luate în considerare de către comisie în analiza îndeplinirii lor, atunci când comisia decide că sunt sau nu îndeplinite și, prin urmare, urmează să taie sau nu din tranșa solicitată. Dacă nu se face reforma pensiilor speciale, că despre asta vorbim în acest caz, în această perioadă, România pierde doar o tranșă din PNRR sau tot programul pică? Nu putem să spunem că pierde o tranșă sau, cel puțin, avem o formulă de calcul. Comisia a stabilit la începutul acestui an, printr-o îndrumare, o modalitate de calcul a plăților parțiale, în situațiile în care țările membre nu îndeplinesc corespunzător anumite jaloane și atunci sau ținte. Și atunci urmează, pentru a nu bloca tot programul, urmează să facă anumite ajustări, să le spunem temporare. Se aplică niște penalizări în funcție de importanța reformelor, cum spuneam mai devreme la răspunsul de la prima întrebare, și atunci putem să spunem că programul practic poate continua. Însă depinde foarte mult de importanța reformei, pentru că dacă este o reformă importantă, cum este cea a reforma pensiilor, suma care poate fi tăiată este una foarte mare. Poate ajunge chiar la blocarea unei tranșe întregi. Și atunci, într-un efect de domino, putem să spunem că se poate bloca tot planul, pentru că, nu știu, vorbim de aproape 3 miliarde de euro, 3 miliarde de euro care sunt bani pentru reforme care se folosesc la investiții. Ați făcut un calcul despre cât ar pierde România dacă aceste reforme nu se duc până la capăt. Ne-l puteți detalia și acum? Calculul e bazat pe formula pe care a stabilit-o Comisia Europeană, cum spuneam, în acea îndrumare, acea orientare pe care a emis-o, a aprobat-o la începutul acestui an. Și anume, în primul rând, sunt împărțite sumele de pe granturi și sumele de pe împrumuturi la numărul total de jaloane sau și ținte aferente. Sunt puse la grămadă. Din calcule, având în vedere numărul de jaloane pe care le avem și ținte pe împrumuturi și pe granturi, am avea cam 48,1 milioane de euro valoarea unui jalon și vreo 70 ceva de milioane valoare pe granturi și vreo 70 ceva de milioane valoarea unui jalon pe împrumuturi. În situația în care, în momentul în care depui cererea de plată și constată comisia, după toată procedura pe care o are la dispoziție, după cum vedem, oricum un an de lungată, am depus cererea de plată în decembrie, suntem la sfârșitul lui martie și încă nu avem rezultatul final al evaluării pe această cerere. Spuneam, deci, după ce se finalizează procedura, comisia poate decide ca, în cazul în care totuși unele dintre ținte sau jaloane nu sunt îndeplinite, comisia poate decide să suspende o parte din aceste sume, funcție de importanța jalonului în toată economia PNRR. Jalonul pensii speciale este unul dintre cele mai importante trei jaloane ale PNRR. E decarbonarea, e partea cu reforma pensiilor speciale și mai avem guvernanța companiilor de stat. Reformele foarte importante, legislative, Comisia aplică un coeficient de 5, adică practic înmulțim valoarea unui jalon cu 5. Și rezultă o sumă care la rândul ei mai este înmulțită cu un alt coeficient care spuneam eu că este destul de subiectiv,
care este destul de subiectiv în relația Comisiei Europeană-stat membru. Ține foarte mult de încrederea pe care o prezintă un guvern în fața Comisiei Europene, față de angajamentele pe care și le-a luat, de comportamentul instituțional la modul general și așa mai departe. Acel coeficient nu are o cifră pe care să o poți lua în calcul matematic, aritmetic la momentul ăsta. E o cifră pe care o stabilește Comisia, cum spuneam, funcție de acest comportament pe care îl manifestă un stat membru. Din experiența în relația cu Comisia Europeană, relația noastră nu este una tocmai roză de încredere a Comisiei. Credeți că politicienii de la București, că actuala guvernare va reuși să păcălească Comisia Europeană? Din reacțiile pe care le are Comisia, atât în scris cât și în discuțiile care au loc și astăzi, au avut loc întâlniri la nivelul guvernului cu cu reprezentanții cei mai înalți ai Comisiei Europene pe implementarea PNRR. Nu există posibilitatea, nu avem această variantă de a-i reuși să-i păcălim. Sunt trei chestiuni nenegociabile și mai mult decât atât, inclusiv în ghidul de modificare al Comisiei Europene, ghidul de modificare al PNRR, care a fost elaborat odată cu implementarea regulamentului REPowerEU, practic adăugarea unei noi componente pentru PNRR, se specifică în vreo patru rânduri că statele membre nu pot renunța la reformele importante pe care și le-au asumat în planurile lor naționale de redresare și reziliență. Credeți că acest plan de național de redresare și reziliență, care este un proiect de țară până la urmă, care în teorie ar trebui să schimbe fața României, va fi dus până la capăt până în 2026, având în vedere actuala situație, inclusiv noua chestiune a pragului pentru abuz în serviciu, care ține și de reforma justiției, de asemenea asumată în PNRR? Dacă nu am fi avut această convingere, probabil că nu am fi avut planul în această formă. În momentul în care a fost negociat, el a fost negociat în primul rând din perspectiva posibilității de a-l duce la îndeplinire. Convingerea noastră, în momentul în care ne aflăm la guvernare, că aceste lucruri pot fi duse la îndeplinire așa cum ni le-am asumat în relația cu Comisia Europeană. Probabil aici e modalitatea pe care o vedem, sau problema Comisiei Europene în relația cu România, cel puțin. E greu de înțeles de ce de la o guvernare la alta lucrurile se schimbă atât de mult, sau percepția sau atitudinea, mai ales în privința unor lucruri cât se poate de clare. Avem această problemă pe care tot o încercăm noi a modifica, a schimba odată cu, vedem la orice minister, s-a schimbat ministrul, gata, s-a schimbat absolut toată politica. Dar minte la un program de această învergură. Altă șansă nu cred că avem, pentru că deși vedem anumite încercări de a nuanța sau a pregătit terenul pentru anumite tăieri sau chiar renunțări definitive la anumite reforme, chiar și la reforma pensiilor speciale, nu suntem în situația niciunui alt stat membru, și aici mă refer la nevoia și la cât de mult depindem de aceste finanțări care vin prin PNRR, pentru a ne moderniza până la urmă statul, pentru că până la urmă, cum spuneați, într-adevăr, acesta este un proiect de țară.